Dintre multele cuvinte biblice prin care se poate da slavă Domnului în această seară, mi s-a pus pe inimă cel din Psalmul 68, versetul 19. Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeul mântuirii noastre. Eu am un bagaj de poveri și Domnul l-a purtat și azi. Fratele Emi are pe-a lui, fratele Samuel pe-a lui, numai câte avem noi la Betel de cărat. Că scrie aici în același psalm că Domnul le poate duce pe toate, versetul 17, carele Domnului se numără cu 20.000, cu mii și mii. Asta atunci când avea ca popor numai Israelul, dar acum ne are pe toți, acum cred că are mai multe care. Și Domnul ne poartă cu carul lui de biruință, mărit să fie numele Domnului. Da, nu știu cât de profund vă gândiți la problema asta. Cum spuneam, numai unul dintre noi câte probleme are, câte spunem noi rugăciune, că toți cerem și pâine, dacă se mai adaugă ceva probleme de sănătate, urgent le trecem pe listă, dacă avem nevoi materiale, tot acolo le inserăm. Și cu toate astea venim înaintea Domnului. Cum să descurcă El cu atâtea cereri? Nu doar să le primească, să le și rezolve. Mare-i Dumnezeu! Câți oameni pe glob să știe de toți care, ce probleme are și să-i poată veni în ajutor. Slăvit să fie Domnul! Și pentru că e așa și noi suntem în adunare, scrie în același psalm 26, binecuvântați pe Dumnezeu în adunări, mărit să fie Domnul! Și pentru dumneavoastră binecuvântarea am ales-o de pe aproape, din 67:1, Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să lumineze peste noi fața Lui. Amin. În viața aceasta, pe acest pământ, noi toți avem de dat o luptă și avem noi o frumoasă cântare, ostaș ai Domnului Iisus. Mai obișnuiesc eu să spun la unii care se plâng că am un prieten care are o vorbă când îl întreb, ce mai faci? Zice el, lupte grele. Eu spun, ne-am născut în vremea războiului și nu-i gata și n-a fi gata, că toată istoria Pământului s-a consumat în vreme de conflict spiritual. Zice Ioanid într-o poezie, vorbind despre rai, când Dumnezeu strigă deodată, da toate, toate sunt foarte bune, măcar că în zarea fumegând vedea un șarpe pus la pândă și n-a întârziat să apară. Și știți ce a cauzat de atunci, asta numai pe pământ, dar cât a făcut în cer, că scrie în Apocalipsa 12 că a tras cu coada după el balaurul, șarpele cu titlurile acelea nefaste, ce le are a treia parte dintre stelele cerului și le-a aruncat pe pământ. Și scrie tot acolo în Apocalipsa capitolul 12 că e tare pornit împotriva noastră a pământenilor, în mod special în ultima perioadă a istoriei pământului, citesc de la versetul 12. Vai de voi, pământ și mare, că diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Aș vrea, dragii mei, în primul rând să vă arăt așa pe scurt din Scriptură cu ce forțe spirituale ne luptăm. Scrie în Efeseni, capitolul 6, citesc de la versetul 12. Căci n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva, și trece aici în revistă, numai ofițerimea, căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Și ca să vedeți ce forță au aceste armate demonice, facem o deplasare rapidă până în Daniel, capitolul 10, unde scrie de la versetul 1, datând evenimentul, și scrie apoi de la versetul 5 că a apărut un înger în armata Domnului. Și în versetul 6 îl prezintă. Trupul lui era ca o piatră de hrisolit, fața strălucea ca fulger, ochii erau ca niște flăcări ca de foc, brațele și picioarele semănau cu niște aramă lăstruite, glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi, un singur înger. Bun! Și când l-au văzut, Daniel a rămas fără vlagă, ceilalți s-au împrăștiat toți, măcar că n-au văzut decât au auzit ceva. Și acest înger, după ce îl repune pe Daniel în condiție de recepție bună,
Îi zice, citesc versetul 13. Dar căpetenia împărăției perse, și ăsta era un demon, o căpetenie din alea de care am citit din Efeseni 6, mi-a stat împotrivă 21 de zile. La un înger așa puternic, o căpetenie din aia să-i stea împotrivă și să nu poată trece de ea? Da. Astea nu-s căpetenie așa, numai un plutoner major. Ăștia care ați făcut armată și aveți idei de grade, ăștia de la maior, de la colonel în sus. Și zice îngerul ăsta bun, versetul 20, acum mă întorc și mă lupt împotriva căpeteniei Persiei și când voi pleca, iată, va veni căpetenia Greciei. Îmi spunea un frate că l-a trimis Domnul într-o țară aici în Europa pentru lucrarea de rugăciune și de stăruință și zice, când am pătruns pe teritoriul acelei țări, mi s-a arătat o căpetenie demonică, știam că răspunde de zona aceea, care urgent a dat sfat să primească informații de la alte căpetenii, de la alte țări pe unde mai fusese, spune acel frate în misiune, să vadă cum mi s-ar putea împotrivi. Da? Și pe lângă faptul că acești demoni sunt puternici și nu-s puțini, și după părerea mea, s-a deschis deja fântâna adâncului aia din Apocalipsa 9 și o să iasă mai mulți. Acolo sunt forțe care au fost reținute, dar acum sunt dislocate în teatre de operații spirituale. Problema cea mai gravă nu-i dată de faptul că sunt puternici, ci de faptul că au drept să ne atace, să ne ispitească, să ne amăjească. S-a dus diavolul la Domnul Iisus și scrie că Domnul a fost dus de Duhul în pustie să fie ispitit. Deci a fost îngăduit Domnul, a făcut deplasarea sub călăuzirea Tatălui Ceresc, a Duhului Dumnezeu, pentru acea confruntare. Spune Luca 22:31, zice Domnul către Petru, Simone, Satana a cerut să vă cearnă, adică n-a fost mulțumit diavolului numai cu Iuda, l-a vrut și pe Petru. Că așa a vrut din grădina Edenului și când a primit dezlegare de la Dumnezeu, cum scrie în cartea Iov și mai avem o astfel de imagine înainte de moartea lui Ahab, când cer se fac ședințe și diavolul cere și în anumite limite primește aprobare să ne atace. Când a primit limite prestabilite să-l atace pe Iov, n-a întârziat. Da? Îmi spunea un frate bătrân, zice, frate, am avut o vedenie cu tine. Se făcea că s-a prezentat diavolul înaintea Domnului și a zis, vreau să mă las să-l lovesc pe Iosif de moarte. Domnul spunea prorocul că n-a aprobat și a revenit diavolul cu un alt dosar și a zis, vreau să mă las să-l lovesc de moarte. Și Domnul nu aprobase. Și zice, dar frate, când s-a întors să plece dinaintea Domnului, s-a întruchipat într-un leu și am văzut cum te-a lovit cu coada peste piciorul drept. O să ai probleme la piciorul drept. Știți prea bine asta. Ce se întâmplă în lumea spirituală și ce efecte sunt în plan fizic și nu numai. Și dacă Duhul Dumnezeu vrea să locuiască în noi, dar în mod voluntar, și este o stare plăcută, știți că demonii expulzați din cer își doresc să locuiască în ființele oamenilor? Ce scrie în Luca 11, de la 24 la 26, că face un demon care e expulzat, umblă prin locuri fără apă, n-are odihnă și unde vrea să se întoarcă? În oameni, în copii, au intrat demoni, sunt mulți, ca să vă dați seama cât sunt de mulți, numai într-un om intra și o legiune. Spunea un frate că i s-a dat să vadă și îngeri buni și răi și a zis, în văzduh e mai mare aglomerație decât la sol. Bine că nu-i vedem. Îngerii Domnului oricum fac lucrarea în mod tainic, dar avem de a face cu o armată puternică. Asta e situația. Dar, vă rog, rețineți, într-o a doua idee, demonii n-au drept să ne atace în forță, că dacă ar putea, ar trece cu tancurile, zis așa, peste noi. Forța lor, scrie, cum avem acolo în Apocalipsa, stă în coadă, în amăgire, că balaurul trăgea cu coada după el. Și eu cred, din cât pricep din Scripturi și văd pe teren, că amăgirea are două puncte strategice. Primul este nivelul intelectual. Diavolul, când vrea să corupă pe cineva, să-l ducă la păcat, îi inoculează în minte o eroare. Îl
Duce de minte. Asta se întâmplă mai întâi. Să ne amintim de cazul primului păcat, Genesa capitolul 3. A venit diavolul, a discutat, cum știți, cu Eva, ea a fost foarte fermă într-o primă interpelare, dar apoi diavolul a insistat și a zis, hotărât că nu veți muri. Când a văzut-o că e așa de hotărâtă, a devenit și el foarte hotărât. Nu e așa. Ce s-a întâmplat în mintea Evei? Dintr-o dată, vă rog să vă gândiți, n-a mai dat crezare 100% la spusele lui Dumnezeu, dar dacă totuși are diavolul dreptate. Și după ce s-a consumat păcatul, a întrebat-o Dumnezeu, versetul 13, ce ai făcut? Femeia a răspuns, șarpele m-a amăgit, n-a forțat-o, a amăgit-o. Și apostolul Pavel scria, citesc din 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3, dar mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre, observați unde umblă diavolul, a gânduri, să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să propovăduiască un alt Iisus. Și m-a sunat zilele astea cineva și a zis, cum să stau de vorbă cu unul care a trecut la abrahamiști și care spune că tatăl cu Iisus e tot una, nu-s două persoane distincte. Și știu și de la noi din biserică, plecată persoană în altă țară care a fost sedusă în felul acesta. Am aflat recent cu durere de un bărbat care îl cunosc, care a trecut, îmi spunea soția lui cu durere, la religia mozaică. Și am întrebat la evrei mesiani și zice, nu, s-a dus de tot la lege. Și zice, ce mai crede el acum despre Domnul Iisus? Că a fost doar fiul lui Iosif și a Mariei, nimic altceva. Deci diavolul lucrează la minte și vine prin predicatori, prin cărți care le citim sau direct la nivelul gândurilor noastre să ne inducă în eroare și citesc mai departe un duh pe care nu l-ați primit, o altă evanghelie pe care nu l-ați primit-o, cum te îngăduiți de bine. De aceea, frecventele sesizări din Noul Testament, vă citesc doar câteva, și spun asta la tineri și la toți, fiți atenți pe cine ascultați, ce predice audiați. Că diavolul vă răsucește minte. Este șarpe bătrân, nu ca voi de 18 ani sau ca mine de 55. Spune Roman, capitolul 16, citesc de la versetul 18. Oameni care nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, și pânteciului lor și prin vorbiri dulci și amăgitoare, înșeală inimile celor lesnecrezători. În aceeași idee citesc Coloseni, capitolul 2, unde spune de la versetul 8, luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgirile deșarte după datina oamenilor, după învățăturile începătoare lumii și nu după Hristos. Atunci era influența legii, a gândirii evreiești, potrivit tradițiilor lor. Apoi a apărut influența grecească cu filozofia, agnostici, gnostici, de toate felurile. A venit influența din religiile păgâne, acum vine influența din filozofiile vremii noastre. Da. Diavolul întotdeauna când vrea să amăgească, îți aduce o teorie în minte. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Vă citesc și o altă referință din 2 Timotei, capitolul 3. Scrie aici despre oameni, versetul 7, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată de plină cunoștință adevărului. Și dă ca exemplu pe doi, care se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte. Sau aceeași, tot către Timotei, 1 Timotei 6, versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită, nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Astfel de oameni, versetul 5, sunt stricați la minte, lipsiți de adevăr. Nu vă doresc să studiați, dar ca idee, că asta ne bate la porți.
Cum a ajuns Occidentul nostru, că ne-am mirat mai cu ani în urmă, să pună femei episcop? Dar acum, acele femei, caz concret, sunt transgendere. Nu mai a fost o vreme păstor femeie, s-a făcut păstor bărbat. Deci te miri ce se întâmplă în religie. Chestiuni care este penibil să le spui de la amvon, în mod public, ce se întâmplă. Cum au ajuns să gândească așa? Cum le-a răsucit diavolul mintea? Să ne rugăm lui Dumnezeu să ne țină mintea trează, ca nu cumva să fim seduși. Atenție! Pe lângă predicatori și prorocii pot să fie folosiți în acest scop. Istoria penticostală din România are astfel de episoade neplăcute, când proroci care câștigaseră deja o anumită reputație, a fost vorba de niște femei prin anii 60 și ceva, au prorocit la unii bărbați să-și lase nevestele și să ia pe alte de neveste. Și unii au procedat așa? Da, seducția este foarte puternică. Dumnezeu, repet, să ne păzească pe noi și copiii noștri. Ca nu cumva să apară vreo astfel de erezie la nivelul minții, că întotdeauna diavolul, înainte de a te trânti, îți dă în minte ceva. Și nu-i vorba numai de învățături false. De exemplu, dacă vrea diavolul să te ducă spre lăcomie, să te lanseze în afaceri, să iei împrumuturi din bănci, să te asociezi cu fel și fel de oameni, îți pune în cap ideea că Dumnezeu vrea să te binecuvinteze. Vei interpreta greșit niște texte din Scriptură sau poate niște mesaje profetice sau vor fi chiar niște mesaje profetice false. Și îți va spune, pe tine o să te folosească Dumnezeu să construiești case de adunare. Și tu o să grijești bătrân mai mult decât are fratele ăla pe la Tinca. Dacă vrea diavolul să-ți pună minte, de exemplu, la o fată, să accepte relația cu un băiat, și se pare că e deosebit și este așa de aproape din împărăția lui Dumnezeu încât e pe punctul de a crede. Și toată viața îți va fi recunoscător că prin tine s-a întors la Domnul și s-a mântuit. Da, diavolul este atât de șiret încât unii efectiv nici nu-și dau seama ce vrea să spună. Era la noi un om, îl știau toți că e diplomat, dar nu știa unde e diplomația. El era șeful la contractări de animale și la cum eram noi la munte, fiecare familie avea cotă să dea, fiecare gospodărie. Și când venea omul, de exemplu, cu un vițel de peste 400 kg, mi-amintesc că era un alt preț mult mai bun. Și omul cam atât a reușit să-l facă, nu-și permitea mai mult, nu era rentabil și spunea, auzi, dacă eu stric 20 de kg în plus, cât îmi dai? Omul spunea, îți dau atâta, dacă la cântar, că n-avea omul cântar acasă. Dar cântarul lui fura cu 30. 20 le plăteai tu și celălalt 30 le lua el, sau cum. Și omul credea, băi, m-a ajutat. Când colele în urmă, lua bănuții și spunea, l-am prostit și pe ăsta. Dar asta nu era mare pagubă. Dar diavolul îți dă impresia că se va face o lucrare bună. Știu anumite situații de prin adunări și să mulțumim Domnului în privința asta. Când îi pune diavolul pe unii să lupte, zice el, pentru dreptate și să scoate niște vinovății în față și dacă nu se face dreptate în prima instanță, să meargă la media și să apeleze la instanța de apel și diavolul îi spune, tu te lupți pentru dreptate. Sau la altul, dacă vrea diavolul să facă din el un clevetitor, lui va da ca temă, tu trebuie să vezi care păcătuiește, ca să-i mustrească înaintea tuturor și îi va da versete. Când totdeauna diavolul vine și umblă la minte. Doamne, ocrotește! Există un al doilea punct strategic. Fiți atenți, tineri, dragi, și noi toți. Excepția ar face bătrânii aceia pe care au părăsit poftele. Cum zice la Eclesiastul 12. Vă citesc din Iacov, capitolul 1. Aici este strategia diavolului, că nu i-ar ține numai cu inteligența, dacă nu ne-ar mai pune un cârlig. Iacov, capitolul 1, vă citesc de la versetul 14, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit.
Apoi pofta, când a zămislit de naștere păcatul și păcatul a zămislit făptuit, aduce moarte. Da? Așa a fost de la început. Eva a poftit. Pofta poate să despartă pe cineva de Hristos și diavolul știe ce îți dorești și te agață cu pofta aceasta. Cum l-a atras pe Iuda? Unii teologi spun că i-a băgat în cap, nu știu, spun ce zic alții, că trebuie să-l forțeze pe Domnul să preia tronul lui David. Nu știu ce a avut Iuda în cap, dar știu ce avea în buzunar. L-a atras cu pofta, uite, spică ceva și ție de aici. Exact bănuții aceia nu i-a mai suferit la urmă. De aceea, fie valabil pentru noi cuvântul care spune cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Ca nu cumva poftele noastre să ne târască înspre pierzare. Spune în a doua Petru, vă citesc de la versetul 14, le scapără ochii de prea curvie, nu se satură de păcătuit, momesc sufletele nestatornice, au inima de prins la lăcomie. Cum l-a prins diavolul pe Balam? Cu lăcomia de bani, cu poftele altor lucruri, cum spune la sămânța aceea căzută între spini. Da? Exact asta, și mă întorc la versetul din 2 Corinteni 11 cu 4, observa și apostolul aici, nu-i vorba numai că se strică gândurile, se strică de la curăție, că atâta vreme cât o fată sau un băiat rămâne curată, nu îl seduce celălalt. Dacă nu ne momește diavolul cu ceva și nu face priză la noi pofta aceea, ne deșteptăm. Dar când ai o cointeresare de felul acesta, ești dus. Cineva a avut o vedenie, se făcea că era un tron al Balaului, așa cum e prezentat în Apocalipsa 13. Și din acest tron plecau cabluri în toate direcțiile. Ce instalație complexă! Și s-a dat să vadă unii capătul la fiecare fir. Oameni în jur, unii legați de limbă, așa ca și cu o clemă, alții cu un lănțuc la gât, alții prinși cu o curea peste mijloc. Și o spune, Doamne, ce-i asta? Spus, pe unii a prins diavolul cu vorbirea, știați, cu limbuța. Păi lasă la gât cu altceva, cei de la jurul brâului erau prinși cu poftele trupului. Că de regulă diavolul are aceste, repet, două puncte strategice. Ne umblă la minte, să ne seducă, să ne dea o altă interpretare a celor scrise, da? Și în același timp să ne ofere ceva. Că spune în a doua Petru, capitolul 2, vă citesc de la versetul 1. În oros au ridicat atenție la aceștia, proști mincinoși, și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furii și rezii nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. Mulți vor urma în destrăbălările lor. Ce credeți că anumiți predicatori ar avea succes la tineri dacă nu le-ar da libertăți? Păi de aceea sunt plăcuți unii, nu doar pentru că au carismă și haz. Îi duc în tabără, le permit de toate, prietenii. Și atunci cum să nu fie agreați? Da? Așa scrie aici. Mulți vor urma în destrăbălările lor, că dacă ar fi numai filozofia lor, nu i-ar urma. Dar lângă filozofie e pusă destrăbălarea și atunci asta prinde total. Dumnezeu să ne păzească. Mai adaug aici un aspect. Problema este și faptul că diavolul creează apoi dependență. După ce ai fost prins odată, a doua oară ești înfășurat mai ușor și în dățile următoare se face stăpân. Scriptura spune, citesc din 2 Timotei, capitolul 2, despre dependență sub formă de cursă, 2 Timotei 2, cu 26, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Că diavolul, dacă e vorba ce e acum la modă, cu pornografia, de exemplu, vine în mintea unui tânăr și îi spune, auzi, trebuie să fii și tu la curent cu ceea ce este viața de familie, să ai și tu idee. Și numai așa se vezi, numai pentru curiozitate, atâta tot. Dar în același timp pofta activează. Nu poți să rămâi rece când te uiți la asta.
și se dovedește pe teren că cei ce odată de două ori se scapă și nu pot să se înfrâneze, devin dependenți. Și o dependență din ce în ce mai dură, mai posesivă. Domnul să elibereze. Poate ați auzit unele mesaje care au fost aici la Zile Pline, în mod deosebit, dar și în alte situații, când Domnul spunea, am eliberat. Și e vorba de oameni care au fost încătușați și nu se mai puteau desprinde. Și aș vrea acum, în ultimul rând, după ce am văzut cât de puternice sunt aceste forțe ostile, ce strategie de luptă au, să vedem ce șanse avem și ce posibilități de a-i birui. Vreți să biruim? Știți cum e biruința noastră? Ca și a evreilor din Valea Terebinților, după ce l-a înfrânt David pe Goliat. Ce curaj au prins, dar până atunci noi și tu nu din ascunzătoare. Domnul nostru la cruce a biruit pe diavolul și toate domniile și stăpânirile. Scrie în Coloseni 2 că le-a făcut de o cară mărit să fie Domnul. El este biruitor, spune în Apocalipsa capitolul 17, versetul 14. Și cei chemați, aleșii credincioși care sunt cu el, nu ne permitem luptă fără el, numai în numele lui, numai în urma lui. Deci cei credincioși care sunt cu el de asemenea, îi vor birui. Și toate făgăduințele din Scriptură sunt pentru biruitor, biruitor împotriva aceia cine? A diavolului și a strategiilor lui. Știți ce a promis Domnul la fiecare biserică? Și scrie în 1 Ioan capitolul 2, citesc de la versetul 13. V-am scris tinerilor, fiindcă ați biruit pe cer rău. E așa o frumusețe, trebuie să ridicăm steagul în numele Domnului când sunt tineri, băieți și fete care biruie pe diavolul și ispitirile astea. Provocările colegilor, a cărților, a vizualizărilor, a tuturor formelor de amăgire. Versetul 14. V-am scris părinților, v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari, cuvântul Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Doamne, dă biruință tuturora! A spus Domnul că ne dă putere peste toată puterea vrășmașului. Citesc din Luca, capitolul 10, sunt cuvintele Mântuitorului, care spunea ceea ce i-a mirat pe ucenici. Luca 10, de la versetul 19. Iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpi și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Totuși nu vă bucurați de asta, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri și asta datorită Domnului Iisus, slăvit să-i fie numele. Aș vrea să vă prezint două, trei puncte în strategia asta de biruință, să le țineți minte. 1. Ca să biruim trebuie să fim înarmați. Nu se poate să mergi la război cu mâinile goale. Efeseni, capitolul 6. Citesc de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva, rețineți, uneltirilor, că prin asta e tare diavolul, prin șire tricuri. Versetul 13. Luați toată armătura Lui Dumnezeu, să nu pornim în săptămâna următoare neînarmați, ca să vă puteți împotrivi în ziua cearea, să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul și să ne ajute Domnul duminica următoare să venim aici după ce am biruit totul. Stați gata și prezintă echipamentul de luptă, nu intru în detalii. Platoșă, picioarele încălțate, sabie, scut, credință, să ai mintea acoperită, coiful mântuirii, noi suntem mântuiți. Domnul ne-a ajutat până aici și ne va ajuta până în slavă. Să ridici scutul în numele Domnului, vom fi biruitori. Așa cum au zis, cele două iscoade, celelalte s-au temut și au fost dezarmați din start. Tehnologia actuală în plan militar, se spune că prin unde, nu mă pricep, dar sunt informații care se scurg, poate să inducă în mintea soldaților ideea de înfrângere fără să se mai lupte și să capituleze armate întregi. Oare când ne potolim noi la rugăciune și zelul nostru scade, nu cumva ceva în mintea noastră este o renunțare la acel război? Da?
Să fim încredințați că Dumnezeu este pentru noi. Dumnezeu și-a propus să ne mântuiască. De aceea să nu ne temem. Dumnezeu ne va da biruință. Sabia cuvântului, asta e o armă fără care nu se poate. Scoți în față versetul, ca Domnul Iisus la diavolul. Nu te poate corupe. Mie îmi place să-mi imaginez asta cu semnele de circulație. Diavolul este ca un polițist intrus care vrea să spună, nu pe aici, pe aici. Și tu îi spui, da, vezi semnul de circulație? Și n-are ce să faci. Dacă noi am respectat ce e scris, am fi biruitor. Dacă noi am respectat, de exemplu, unde se spune, caută pacea și aleargă după ea, iartă, îngăduie, ar fi vreun scandal? Ne-ar putea târâ diavolul într-un conflict? Nici vorbă. Dacă noi am înțelege ce e scris, mulțumiți-vă cu ce aveți. Nu te uita la jin, la cujin, la cei ce au. Nu poftim în cărnile altuia care sunt mai grozave. Mulțumim, Domnule, pentru pâinea aceea toate zilele. Da, cuvântul citit zi de zi este o armă puternică împotriva diavolului. Și Duhul Sfânt ți-l amintește la vreme și te poți împotrivi. Eu le spun la frații, la surorile care au probleme depresive sau au temeri și stări, ia-ți versete la îndemână, scrie-le pe foaie, pune-le în față, vino cu ele și spune, Domnul mă va ajuta. Sunt peste 2 ani de când diavolul toca mintea la soția mea și spunea, tu nu mă ajungi până la cina următoare, tu acum mori. Oh, dacă n-o zis sărmana de nu știu cât ori, nu voi muri, ci voi trăi. Spus diavolul, eu o să mor, dar când o să vrea Domnul, nu când o să vrei tu. Da, asta nu se poate numai dacă folosim versetele binecuvântate care Domnul ni le-a dat. Asta e arma noastră binecuvântată și să ne împotrivim prin credință. Dumnezeu să vă ajute și să ne ajute pe toți, să ne înarmăm. De aceea, poate nu vi se pare prea multă rugăciune, prea mult citit Biblia, dar asta e înarmarea noastră. Nu se poate fără, cu buletine de știri, cu povești, cu zâmbete, numai cu mâncare bună. Asta nu mergi departe, te trântește. A zis odată un frate din ăsta mai visător, nu îl întâlnesc eu pe diavolul, că dau cu el de pământ. Peste câteva zile îl vede unul cam ploat și zice, da, cum e cu trânta de care a zis? Auzi, ce era să pățesc, mi-e și rușine să spun, m-am mărturisit, nu m-a așteptat tot, lasă-mă în pace. Că diavolul nu vine așa, dragii mei, să... ca așa tu teatru. Nu, diavolul e șiret, se vâră într-un prieten, într-o femeie, în mintea ta, aduce fel și fel de gânduri, cum spuneam. Deci să fim echipați. În al doilea rând, nu cred că este voia Domnului să intrăm în toate luptele care ne le scoate diavolul în față. De aceea și rugăciunea din Tatăl nostru și nu ne duce pe noi în ispit. Spune Efeseni, capitolul 4, versetul 27, nu dați prilej diavolului. Sau un verset mai concludent, 1 Petru 2, 11. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Ascultați-mă bine, spun asta mai întâi la bărbați. Dacă vreți să aveți biruință de plină la capitolul femei, nu vă uitați, nu vă duceți în locuri unde sunt femei expuse, nu deschideți vreo pagină de internet și te păzești departe, n-ai probleme. Cei care aveți tendința să clevetiți sau să vă certați, evitați oamenii care sunt de scandal, nu te duc acolo. Vrei să ne judești pe politicieni, nu mă asculta buletin de știri. Cât îi trăi? Nici nu mai știi cine-i primar și prefect. Ba, ăștia știm că sunt aproape, dar miniștrii se baștu de vină că ăla de la sănătate și ăla de la drumuri n-o făcut. Și... deci noi ne-am putea feri de niște conflicte. Cum scrie în Psalmul 1, nu se duce, nu se oprește, nu se așează dacă se oprește. Ce caută acolo? Dacă tu ai fost vulnerabil la capitolul băutură, ce cauți tu să mergi pe strada cu birtul ca să te strige toți prietenii? Fii atent la asta. Și am putea să evităm multe lupte și ne-ar fi mai ușor ca să se războiesc cu sufletul și au acces la pofte, cum vă spuneam. Și în al treilea rând, și asta să țineți minte mai bine decât tot ce v-am spus până aici. Dar vă citesc 2 versete să justific. Iacov, capitolul 4,
Versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Chiar că îi nostim astfel de scenă, așa? Să-l vezi pe diavolul fugind. 1 Petru 5 cu versetul 9. Împotriviți-vă lui tari în credință. Vă spuneam că diavolul nu ne poate forța. Împotrivirea, rezistența în fața ispitirii te ajută dacă ești echipat, dacă ai cuvântul în minte. Dar tot îți trebuie acel act de voință în care să spui nu la rău și da la bine. Te poți împotrivi. Nu e adevărat ce spun unii frate, n-am putut, nu e adevărat. Nu te-ai împotrivit tare. Nu că nu puteai să reziști. Că scrie în Evrei 12 că să te împotrivești până la sânge în lupta împotriva păcatului. Spunea o viată fată, și da, frate, m-a sunat de 100 de ori, poate, mi-a trimis 100 de mesaje. Să fi trimis 100.000 de mesaje. Nu! Cum zice la Nemia, mi-au trimis de nu știu câte ori aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Împotriviți-vă lui tari. De exemplu, ispitește diavolul cu o ceartă. Și îți vine să zici, nu? Îți dă replici, îți zici că ai stil, ești profesionist. Dacă, cum zice psalmul 39, câte vreme a stat cerul înaintea mea, ce-am făcut? Am stat mut. Și se pare că pleznești, nu pleznești. Se pare că nu mai poți, poți. Și după ce a trecut presiunea ispitei, zice, ce fericire pe mine că am tăcut, m-am împotrivit tare. Nu te lăsa. Îți va face provocări ca și fată, îți va trimite mesaje, că ești drăguță, că vrea numai să spună ceva. Tu ții ferm, nu te duci. Nu se duce, nu se așează. Doamne, dă-ne puterea asta, asta v-am citit și în Efeseni, v-am citit numai din Iacov, v-am dat din Petru, pot citi și din Pavel, Efeseni, capitolul 6, versetul 13. Ca să vă puteți împotrivi, versetul 11, să puteți ține a piept împotriva, împotrivirea asta. Și îți dai seama ce se întâmplă, gust că diavolul fuge. Își dă seama că e pierdut. V-am mai spus, dar prea potrivește aici să nu vă spun ce spunea un frate. Că-l termina diavolul în fiecare zi cu gânduri, tu o să mori, să rămână copii orfan, de ce mai slujești pe Dumnezeu? Cum a zis femeia lui Iov, blastă-mă pe Dumnezeu, dă drumul la cuvinte în cârtire. Și în fiecare zi îl toca în felul acesta. A încercat să reziste. Nu s-a lăsat. Și într-o zi i-a venit sublima idee în gând și a zis, diavole, tu știi ce ai pățit acum 2000 de ani la cruce? Ți-amintești ce ai pățit? Deci cred că l-am jignit rău, nu l-am mai vărit, nici a doua zi nu a mai venit. Va fugi că ne împotrivim în numele Domnului. Și numele Domnului este un tur tare. Cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. Dar împotrivirea asta nu merge fără multă, multă rugăciune. Te doboară gândurile, te ispitesc poftele, fără mult citit în Biblie, fără a te feri de locurile păcătoase. Și pe acest fundal te împotrivești și vei birui totul. Și pentru asta să fie slăvit Domnul Marele Biruitor. Și închei cu un verset care îmi place mult, Roman 16. M-am gândit, poate v-ați gândit și dumneavoastră, dar de ce nu l-a arestat Dumnezeu pe diavolul ăsta mai de mult, așa? Să fi scăpat de el, să n-avem de-a face, că îi necăjește pe copii. Uite, în iarnă l-a stăruit un băiat de aici din adunare, pa șasa, pa șaptea, să fi tot fie. Așa mi-a fost de drăguț cum s-a mărturisit și s-a spus, frate, m-a înșelat satana. M-a înșelat cu asta, m-a înșelat cu asta, cu păcate. Eu m-am gândit că așa mic nu-și dă seama ce e aia păcat și ce nu, și ce face diavolul și ce nu face. Dar așa de matur s-a mărturisit, de m-a mirat. Da, diavolul vrea să înșele pe copii, pe toți. De ce nu l-a arestat Dumnezeu? Ascultați de ce. Roman 16 cu 20. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe satana sub picioarele voastre. Adică Dumnezeu putea să-l zdrobească sub picioarele lui, dar vrea să-l zdrobească sub picioarele noastre să fim și noi biruitori. Nu-i bine așa? Să se știe că am biruit pe cel rău. Diavolul a cerut drept să spună, ăștia sunt ai mei, mă ascultă pe mine,
le convin ofertele mele, sistemul meu lumesc îi atrage. Și Domnul spune la îndemână armament, te dotează, te înarmezi ca să fii biruitor. Și în final diavolul să plece de la noi rușinat că nu i-am cumpărat marfa, că nu ne-a sedus. Și nu uitați, iertați-mă că mă adau versetele astea, dar prea de valoare, 2 Tesaloniceni 2. Ascultați ce urmează. Versetul 9, arătarea se va face prin puterea satanei, care v-am spus că e mare, cu tot felul de minuni, de semne, miracole va face și va seduce pe unii. Și cu toate amăgirile nelejuirii. Vă dați seama ce înseamnă toate amăgirile nelejuirii? Să pun în joc filozofie, predicatori, proroci, miracole, atracții de tot felul. Pentru că cei ce n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, din această pricină Dumnezeu le trimite lucrarea de rătăcire ca să creadă o minciună. Deci Dumnezeu facilitează aceste atacuri ale diavolului. Numai că scrie aici că numai asta e numai pentru cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelejuire, că v-am spus, diavolul fără păcat nu-ți poate seduce mintea. Și îmi place ce scrie la versetul 13. Noi însă, freați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, că Dumnezeu de la început v-a ales pentru mântuire, dar nu oricum, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Cu un crez corect și cu o viață sfântă, nu te atrage diavolul în păcat. El nu poate lucra numai la întuneric. Doamne, ajută-ne să trăim la lumină. Când vine să-L zărim și să-L biruim și prin puterea lui Dumnezeu, care e conducătorul nostru, să fie zdrobit satana sub picioarele noastre. Cineva și imagina, poate e prea lungă imaginația, a zis, Dumnezeul va face și pe diavolul la judecată să spună că Dumnezeu are dreptate și că noi cu drept suntem mântuiți și ești meritos. Dar nu știu dacă va fi așa sau nu, dar va fi zdrobit. Doamne, adu ziua victoriei finale. Și fă să cântăm cu biruitorii în cer pe marea de sticlă. În fața tronului să lăudăm pe Domnul că prin el am fost pe pământul acesta, unde e diavolul stăpânitor, am fost mai mult decât biruitori. Fie ca biruința să fie pentru toți. Amin.